Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere, la cerința unei persoane. Am uitat acum cum îi spune, îmi cer scuze. Bănuiesc că o să-și aduc aminte când o să vadă titlul. Au mai fost mai multe cereri, dar în funcție și de starea mea și de cum simt eu că vin energiile, le fac pe parcurs. Unele poate, nu o să le fac niciodată, altele o să le fac în curând. După cum vedeți, aveți de ales între 1, 2 și 3, 3 seturi de cărți, fiecare vorbește despre o persoană care vă iubește în secret. Puteți să vă alegeți 2, puteți să vă alegeți 3 seturi sau 1, depinde cât de temperat sunteți, câți admiratori, admiratoare vreți, dacă vreți să fiți super iubiți, iubită, admirată, alegeți-vă toate seturile de cărți. Bine, asta e un exces pe care nu îl susțin, dar e alegerea voastră până la urmă. Haideți să vedem. Deci, 1, 2 și 3. O să pun cărțile deoparte și încep cu 1. Înainte să deschid setul de cărți, vreau să văd spiritul sau energia acestei persoane. Apare loialitate. Poate că sunteți voi loial, poate de fel sau poate sunt ei. Rămâne să vedeți. Energia acestei persoane. Murița așteaptă. Oricum noi ieșim acum peste ore și când termin. O oră și ceva. Nu știu cât va dura. Energia acestei persoane. Numărul 1. Taurul, dar nu neapărat zodia Taurului. Aveți așa o dorință, o fixație să vă duceți direct la zodii. Nu. Este vorba de sacrificiu și, și șacalul. 44 și 40 și 44. Interesant. Ambele conțin numărul 4. 4 ține de stabilitate pentru mine. Într-un fel sau altul e o energie karmică. În momentul în care încep să gândești out of box, în afara acestui cadru pământean, încep să ieși din karmă. Dar aici avem și 44, 80, adică 8, 4 și cu 4 înseamnă 8, transformare. Cineva are o iluminare asupra unui stil de viață în care s-a sacrificat sau a sacrificat pe alții pentru confortul său. 4. Ține și de confort, repet, de stabilitate, de falsă stabilitate pământeană, pentru abundență, pentru vari motive, pentru a manifesta tradițiile în care au fost educați. Este o trezire. Trezirea cuiva, a voastră, a lor. Vedeți cum se nimerește, cum se nimerește, cum rezonați, da? Ia să mai vedem, ca să nu încep să vorbesc. Interesant. I'm a go-getter. Mi-aduc aminte de go-getter. Când mă gândesc la șoc. Cineva cu un spirit al libertății deosebit. Ia, mai dăm o carte, maxim două. Despre personajul care poate sunteți voi. Vedeți cum rezonați. Pentru că întotdeauna în etalări energiile circulă, că de-aia sunt energii să circule, nu? Interesant, aici e lupul și aici e lupul. Înseamnă că aici așa am și simțit și văd că mi se confirmă. Unul dintre cei doi, dintre voi și persoana respectivă, sunteți aici. Vedeți unde vă găsiți. Cel de aici? Sau poate sunt două persoane diferite. Da, să convenim. Deci o persoană pe care o știți, o persoană pe care nu o știți. Dar oarecum, probabil că există ceva trăsături comune în aceste persoane?
De ambele persoane vă iubesc, adică aveți aspecte planetare similare în sinastrile voastre. Lucruri complicate, dar nu vreau să intru în detalii foarte mult. În primul rând, detalii despre acest personaj. Pentru unii, acest personaj e guvernat de Pluto. Adică este o persoană foarte intensă și care s-a transformat, s-a sacrificat. Poate, repet, a sacrificat alte persoane, dar eu tind să cred că totuși a fost sacrificat. Era un citat, chiar l-am pus pe pagina mea de artist, nu pe pagina așa. A murit de 1000 de ori și de 1000 de ori am învățat să renasc. Este un personaj care are o capacitate excepțională de renaștere, de transformare. Un personaj care vede adevărul și ține adevărul în mână. Adevărul fiind lumina. O conexiune la spiritualitate. Acest personaj, iar Uranus și Pluton. Interesant, Uranus și Luna. Pentru că văd Luna. Luna nouă. Nu știu, mi se pare un personaj foarte intens. Foarte intens, cu momente de... O să-l cunoașteți, nu o să-l cunoașteți, e bărbat, e femeie, poate să fie și femeie. Da. Foarte intens. Momente de idei trăsnet, geniale, dar printre aceste idei trăsnet au fost și momente de trezire maximă la o realitate foarte dură. Realitatea fiind adevărul, nu realitatea pământeană, da? Este adevărul. Care are, evident, multiple fațete și din acest motiv apar și raze, multe raze de lumină și trăsnete. Da. E ca și când acest personaj tot timpul are parte de câte o trezire, de câte o idee, de câte o, eu știu, revelație, vis, ce-o fi. Și de fiecare dată mai vede o fațetă a adevărului. Anubis, wow! Una din figurile egiptene care și mie îmi plac foarte mult. Bă, Taur, să zicem, șacalul ar ține oarecum de câine, să zic. Este o figură care ne aduce aminte de câine, da? Am văzut loialitatea mai devreme. Probabil este o figură foarte loială. Tocmai pentru că este intens. Tocmai pentru că a văzut multe și a sacrificat multe, poate și a sacrificat alte persoane și pe sine. Repet, variază, dar toate aceste sacrificii au adus la trezirea aceasta, la transformarea lor. Văd un albastru foarte intens, albastru spre purpuriu. Vor, probabil că îi place foarte mult această culoare. Ori are cel de-al treilea ochi deschis. La capătul setului de cărți văd rechinul. Interesant, rechinul și este și o sirenă aici. Dar încearcă să... interesant, un rechin. Nu e. Nu e sirenă. Un rechin încearcă să înghită o femeie. Energie masculină distorsionată! Wow! Ce nu vedeți? Așa simt. Oriunul din voi este aici, trebuie să vă recunoașteți cu sinceritate, mai ales dacă sunt energii masculine care au avut ca scop devorarea energiei feminine divine. Energii masculine distorsionate, care au fost scopul lor, au fost doar să fie cu diferite figuri feminine. Adică amante, iubite, eu știu, colaboratoare de scurtă durată, doar pentru scopul, împlinirea scopului său, da? Colaboratoare pot să fie, da, la diferite proiecte, da, mă duc cu cine cred eu că are mai mulți bani, cu cine mă poate ajuta pentru a obține un anume scop. Posibil, pentru că această carte mi-aduce aminte de melodia aia pe care am spus-o, bine, nu știu pe cine fară, go get us. Ritmul e fain, dar versurile sunt la capitolul română, e jale. Ce vreau să spun? Melodia aceea ține de o atitudine stradală. Probabil, ori, acest personaj s-a transformat după ce a sacrificat... Mamă, ce speream! Și a sacrificat femeia divină pentru scopul său.
Să revin la idee. Nici n-am spus celelalte cărți. Dacă sunteți, doamnă, acest personaj s-a transformat, dar inițial sau o parte din ei încă mai trebuie să se transforme. Inițial au fost foarte ancestorii, acum văd ancestorii altfel. Au fost într-o vibrație, au capacități intuitive, au capacități spirituale, dar pe care le-au negat. Au preferat să folosească intuiția în scopuri negative. Au manifestat o energie foarte joasă. În ce sens? Scopul vieților era să se satisfacă fizic, eu știu, prin femei diferite, multe, multe, cât fără număr, fără număr, da? Sau colaboratoare, colaboratori inclusiv, da? Care să le aducă, eu știu, bani sau alte realizări. Ancestorii îmi spune că undeva în familie, în arborele lor genealogic, există această trăsătură. Chiar dacă or fi de neam bun, au această trăsătură, le place să se amestece cu vagabonzii, cu băieții răi, cu fetele rele, da? Cu fetele rele. Dar tot pe aceeași, nu neapărat din același neam, poate din spre tată există niște trăsături negative, din spre mamă niște trăsături pozitive. Da? Tot pe filiera aceasta, arborele genealogic, preiau și niște energii spirituale, dar pe care le-au folosit, ori n-au știut de ele, ori le-au folosit într-un sens negativ, le-au distorsionat. Și probabil, cum am zis mai devreme, au sacrificat multe persoane, da? Fiind mai ales dacă sunt bărbați care și-au dorit multe femei, bani, distracții, chestii de genul ăsta, au sacrificat multe energii feminine, după cum vedeți, rechinul înghite. Vedeți? Așa, înghite femeia. Inclusiv femeia sa divină. Poate că sunteți chiar voi, poate că îi cunoașteți. Posibil să-i cunoașteți. Posibil să-i cunoașteți. Și dacă v-au sacrificat și pe voi, după acest sacrificiu au început să apară trăsnetele. A fost un soi de gata, trezește-te la realitate și realitatea asta, fiind adevărul, care i-a transformat pentru unii. Pentru unii. Despre acest personaj, cu acest colibri, iarăși o voce frumoasă, poate și cântă. Foarte pasional. Îi place viteza. Probabil că vă dorește, ar veni cu viteză înspre voi, însă iar vă urmărește din umbră. Există totuși între timp, am zis, în această transformare, probabil că o fi călpătat ceva, a simțit, ia uite, interesant, este balena și a simțit că și voi sunteți o forță emoțională la fel de puternică cât sunt și ei. Însă voi sunteți de altă factură și probabil această întâlnire, da? De gradul 3, de gradul 6, de cât o fi, vreți voi. Pe cale emoțională, interesant, vă oglindiți emoțional și energia negativă și energia pozitivă. Întâlnirea cu voi, de fapt, i-a făcut să înțeleagă că sunt ape mult mai profunde la care a trebuit să aibă acces și nu pot să acceseze acele ape, acele emoții, decât într-o anumită formă. Nu aceasta stradală, să zic, agresivă, negativă, distorsionată. Poate a făcut parte din trezirea lor. Și chiar dacă, eu cred că ați putea să fiți, voi depinde unde vă simțiți. Dacă voi vă simțiți aici, înseamnă că sunt persoanele la care vă gândiți. Vedem și ce cărți apar. Oricum, o întâlnire emoțională, da? Balena și rechinul. Poate că nu v-au sacrificat. Poate pur și simplu n-au putut să vă sacrifice pe unii dintre voi pentru că voi ați avut o forță și mai mare decât ei.
Falena e mai mare decât rechinii, da? Au întâlnit în sfârșit pe cineva mai puternic ca ei. Pf, ce poveste! Ce poveste! Mai ar trebui să scriu aceste talări, să le scriem într-o cărțulie și să facem o carte de povești. Acum iar apare imaginea aceasta a lupului, a șacalului. Vă urmăresc din umbră. Și-ar dori să fie lupul și vulpița în aceste de cărți reprezintă cei doi, soț și soție, să zic. Probabil că și-ar dori o colaborare sau un parteneriat eventual de lungă durată, da? Ei sunt alfa și vulpița ar fi, să zic, femeia alfa sau partenera conducătorului. Dar în această perioadă stau un pic mai calmi. Păstrează atracția fizică foarte intensă pentru voi, dar încearcă să-și păstreze, poate că și voi, într-un fel sau altul, impuneți o schimbare de atitudine. Dacă au venit vreodată cu viteză înspre voi și cu vorbe dulci, amăgitoare, probabil că și-au încasat-o într-un fel sau altul. Printr-o replică elegantă, nobilă, nu, fără conflict. Interesant, văd Uranus. Am uitat să zic. În timp ce amestecam setul de cărți, a apărut în primul și în primul rând 5 de cupe. Și când s-a despărțit acest set de cărți la 5 de cupe, a apărut asul de monede și turnul. Probabil că v-ați întâlnit, v-a adus lacrimi, eventual acum sunt și ei în lacrimi. A fost o separare bruscă, o întâlnire bruscă, am zis, de gradul 36, de cât vreți voi. Da? Și separarea tot bruscă, iar trăsnete, văd multe trăsnete, Uranus și Pluto, iarăși vă guvernează în această etalare, dorința, ori, repet, i-a spus la punct, printr-un fel de a comunica, în adevăr, calm, fără agresivitate. Și ceea ce a spus în timp i-a ajutat să iasă din teacă și să taie o karmă. Probabil că sunt în curs de eliberare de această karmă. De eliberare de această karmă și de manifestarea energiei lor adevărate, adevărul, de două ori, da? De două ori, adevărul. Și posibil să-și dorească să manifeste ceva nou cu asul de monede, își doresc ceva stabil. Dar hai să vedem. Ia uite, regina de cupe. Dacă voi sunteți regina de cupe, că am văzut și regele de cupe aici, da? Balena? Am zis, energia voastră emoțională, pozitivă, înaltă, de vibrație înaltă, probabil că i-a șocat. Rămâne de văzut. Am senzația cu 5 de cupe că îi știți. Sau chiar dacă nu îi știți foarte bine, ceva s-a întâmplat. A fost o întâlnire șoc și au rămas, au început să se schimbe încet, încet. Chiar dacă, probabil că nu au multe lucruri de schimbat. Ia uite. Regina de cupe. 7 de cupe. A avut opțiuni, cum am spus, femei, distracții, chestiuni, da, mai dacă sunt și petrecări sau, eu știu, Colibriu este un personaj care cântă. Cântă sau spune cuvinte frumoase. Aduce lumină pe moment. Dar nu pot să zic că este foarte consistent. În contextul acesta, posibil să nu fi fost foarte consistent. Acest personaj a avut opțiunea, acum nu mai are. Regina de bâte. Asul de cupe. Da? Se simte foarte atras de voi. Da? Regina de bâte de două ori. Vă văd spectaculoase dacă sunteți doamne. Vedeți unde vă așezați vibrația, informațiile. Vă văd spectaculoase. Mura, stai cu minte. Încrezătoare. Creative. Atrage și alte persoane. Și probabil că și voi aveți opțiuni. Însă, voi știți ce faceți cu ele. Ideea este că acest personaj simte. E un conflict interior. Da? Suferă. Probabil că mai sunt și alte persoane. Mediul acesta toxic în care stau 5 de spade. Iar rechinul suferă. Ar dori să vă ofere dragoste. Ia
forget us. Ok, dacă tu ai vrut acolo să stai, dar ar vrea să vină faietul, nu ar vrea să vină înspre voi. Interesant, să renască ceva. Înseamnă că ceva, da, moarte și renaștere. 44, de 44 înseamnă 8, da, moarte și renaștere. Și aici vedem pe cineva care a înghițit, da? O ființă poate inocentă. Poate și-a înghițit chiar energia feminină, compasiunea. În general, energia feminină asta înseamnă. Și toți avem bărbați, femei, nu contează. În dorința sa de a ajunge, de a ajunge într-un loc. Și rămân fixată pe melodia aia, că probabil are un scop. Go get us. Da? Go get us. Ce-mi place aia, nu contează nici urmările, nici dacă doare pe cineva, nici dacă rănesc, da? De-aia apare sacrificiu. Puh, ce etalare intensă. Temperanța. Probabil că atitudinea voastră defensivă, poate nici nu vă mai aduceți aminte, e secret, poate nici nu știți, atitudinea voastră defensivă sau ceva, în fine. Temperanța voastră, echilibrul vostru, felul în care vă gestionați voi energia, a avut această capacitate de vindecare pe de-o parte și de temperare a acestor impulsuri la un moment dat cândva. Hai, clarificăm 7 de cupe în continuare. 7 de cupe. Care planete în semne de foc? Planete. Planete, nu neapărat soare. Nu vă fixați pe chestia asta, că altfel risca să vă păcăliți. Interesant, da? 4 de cupe. Au avut senzația că au pierdut ocazia cu voi. Ori, de-a mers, voi i-ați refuzat într-un fel sau altul. Și au rămas așa. Câte opțiuni n-am avut, numai pe asta n-am avut-o. Ceva de genul acesta. Adevărul este acum că suferă, că încă tânjește, e dor de voi. Ar dori să vină înspre... Ia uite, ce asta? A, puterea se luptă, trebuie să aleagă între viața aceasta cu responsabilități, agitată, cu consum energetic, cu ce mai s-a obișnuit să facă. Da? Și să aleagă să vină înspre voi. Și ce să facă? Da. Să vină înspre voi, să se întâlnească, să exprime ceva. Dar deocamdată să-și facă curajul cu puterea. Să-și facă curajul. Poate că intimidați într-un fel sau altul. Am zis cu 44, într-un fel sau altul, amândoi vă oglindiți, pentru că este un număr care se repetă, se oglindește și emoțional. Am văzut două cărți de apă, dar probabil că așa, eu așa simt, că unii aveți ceva. Și în sinastrie, clarifică regina de băte. Nouă de monede, da, sunteți, dacă sunteți singure, probabil că și ei sunt singuri, interesant. Probabil că și ei sunt singuri, că vorbim totuși despre ei, nu doar despre voi, dar ei se simt foarte atrași de voi, dar și ei sunt foarte atrăgători și singuri, interesant. Dar vor să manifeste ceva. Au în spate un mare preot, ori o familie, ori o căsătorie, ori o poziție foarte importantă. Clarifică faetonul. Clarifică faetonul. Da, dacă ar fi să vorbim doar despre ei, ei sunt singuri și atractivi, da. Interesant. Regele de cupe. Regele de cupe apare și aici. Am văzut și regina de cupe. Dar simt mult. Aici e diferența dintre toate atracțiile, toate tentațiile pe care le-au avut până acum. Toate prăzile. Da? Pentru că acesta e un prădător. Dar care a fost chemat? Eu cred că v-ați mai întâlnit. O să-i vedeți eventual când vor să vină să comunice cu voi. Mai devreme sau mai târziu. Și o să aflați. Cine știe când? Nu am stabilit când. Acum vorbim despre cine vă place în secret. Ce spuneam?
A, că e un prădător. Și că întâlnirea cu voi i-a trezit cu aceste trăsnete să exploreze o zona subconștientului, exprimată și prin patru de cupe. O zona subconștientului. Toți demonii, acum, după această întâlnire, și-au întâlnit rechinii lor. Da? Lupta cu ei înșiși, interesant. Oricum, au iar apare valetul de monede. Simt multă dragoste față de voi. Foarte profund, apropo de apă, de ocean, da? Nu e doar un lăcușor. Probabil, pentru mine, cu Pluto și cu apele acestea foarte adânci, mă duce cuvântul spre planete. Planete în Scorpion. Planete în semne de foc. Clarific în judecată. Trebuie să aleagă. Să renască sau să stea, să mai stea, să mai mediteze. Ia mai dăm în carte, totuși. Clarificăm mai deloc. Totuși, ce am aici. Sunt multe. Interesant. Așa multe câte sunt, ajungem la femeia divină. Probabil că e un drum lung în care își regăsește... partenerul, partenera, femeia divină. Stai. A rămas răsucit 10 de monede. Iar o chestiune care ține de familie, de bani. Probabil că în această alegere trebuie să ia în considerare și familia din care vine, că tot am vorbit de arbole genealogic. Și de niște bani, de banii creați de ei, de, eu știu, de niște bani, de o familie. 4 de monede. Educația, familia a învățat, că tot iar patru, i-a învățat să țină foarte mult la bani, să aibă o atitudine. Mă duc să fac cu tare lucru, să folosesc cu tare personaj pentru satisfacțiile mele fizice, senzuale, da? Și financiare. Și acum trebuie să aleagă între a rămâne, patru, rămâne, da? E fix în această energie, sau o transforma judecata. Pentru unii dintre voi, v-ați întâlnit probabil prin 2020. Acum suntem în 2022. A trecut suficient timp cât să zicem că s-ar fi transformat. De-aia probabil nu-i cunoașteți sau ar putea să fie o surpriză. Nu e obligatoriu să fie 2020. Am spus, oricum, ați... Ne-a interesat sau pe la soare. Ia uite, regele și regina, da? De bute. Dar vor să manifeste acest vis. E un vis al lor. Această cupă mare. Sunteți voi visul acesta. Că voi doi împreună puteți crea soarele, recrea soarele sau să creați, să fiți fericiți împreună, nouă de cupe și soarele, da? Că faceți parte din destinul lor. Veți descoperi. Am zis, este ceva secret. Cred că e suficient, nu mai folosesc setul ăsta de cărți. Am vorbit destul foarte mult. Carte? Numărul 1, carte. Atenți la detalii. Posibil, interesant. Ultimul pătrar din Fecioară. Dacă voi știți că nu aveți nimic în Fecioară, ar putea să fie ei care au planete. Nu neapărat lună în Fecioară. Poate au altceva, că văd iar Fecioara, da? Foarte atenți la detalii. Detaliu cum să vă cucerească, cum să vină înspre voi. Iar detaliile, de ce mă atrage atât de mult această persoană? Sau detalii referitor la personalitatea voastră, care inspiră, eventual inspiră și pe ei să fie într-un anumit fel. Și ei la rândul inspiră alte persoane, așa simt, cu regina de bâte și nouă de monede, dacă ar fi să vorbim doar despre ei, nu doar și deci despre voi, și ei inspiră alte persoane. Posibil interesant cu regina de bâte să fie, să aibă manifestări artistice, că tot am văzut teatrale, dramatice, da, dacă vin ar putea să fie foarte dramatici. Teatrali. Poate că și data trecută au fost teatral, dar acum vor să, într-adevăr, să renască ceva.
Cam atât deocamdată. Mai vedem, mai facem. Da? Ia, la capătul setului de cărți era. Fost timp pentru dragoste față de tine. Balanța ar putea să însemne ceva în acest context pentru voi sau pentru ei. Dacă nu aveți nimic în balanță, poate că au ei în balanță. Și trebuie să învețe să se iubească pentru un om. Un om care are această atitudine, sacrifică pe alții sau se sacrifică pe sine, înseamnă că nu se iubește. Sacrificiul de sine este bun pentru un scop înalt. Dacă scopul nu e înalt, înseamnă că este apă de ploaie, efectiv. Este bătaie de joc, bătaie de joc de această energie care este noi, da? Divină, specială și pe care foarte mulți nici nu o recunosc. Dar cred că acest personaj se trezește. Se trezește. Interesant, cu regele de bute și soare ar putea să-și recunoască energia feminină, nu feminină, să recunoască energia feminină ca fiind cea care i-a inspirat. Dacă așa a fost să fie, așa a fost să fie. E și aici regina de foc. Dar să trezească divinul din ei, da? Și să nu se mai manifeste ca un prădător, ci ca un personaj care protejează și folosește creativ energia pe care o are. Dar bine, asta veți descoperi. În principiu cam asta. Sper să fiți să vă fie de folos, o să mai facem, eventual. Poate o să mai apară alte personaje, poate o să vină alte detalii despre același personaj. Voi veți hotărâ în funcție de ceea ce simțiți. Da. Acum, numărul 2. Numărul 2, pun aici setul de cărți și îmi pregătesc celelalte cărți. Cei care ați ales numărul 2, hai să vedem cine vă place în secret. Cine vă place în secret? Deocamdată o să folosesc aceste de cărți. Cine vă place în secret? Cine vă place? Cine vă iubește? Ia să vedem. Energia acestei persoane. Cine vă place? Cine e îndrăgostit de voi? Cine s-a îndrăgostită? Dar în general am mai mult ascultătoare decât ascultători și posibil să apară Graminus, Armadillo. Numărul 7. 7 ține de faeton. Foarte multe cărți care duc către Egiptul antic. Dar a spune aici nu e și mai mult decât Egipt. Ar putea să fie ceva ce ține de o lume mai asirien, ba chiar mai așa. În fine, numărul 7, faeton. Împământenire. Vedem ce alte cărți apare. Raven. Dar asta îmi place. Noutăți. Noutăți. Într-o lume de gânduri întunecoasă apare lumina. Niște noutăți. Despre un bărbat? Sau un bărbat va aduce aceste noutăți? Dar după cum arată cartea, aceste noutăți vor schimba o situație foarte întunecoasă, foarte pentru care v-ați îngrijorat foarte mult. Eventual și ei, care vor aduce noutățile, sau oamenii la care despre care veți afla, că am zis că e o persoană necunoscută, da? Că nu știți, că poate, adică îi puteți cunoaște, dar nu știți că vă plac. Noutățile acestea, veștile astea, vor face lumină în întuneric. Ce apare aici? Ce mai simt? Mai simt că energia feminină are o energie foarte înaltă, de mare preoteasă. Energia masculină are multe calități de partener, da? Rămâne de văzut dacă și l-a folosit sau dacă e conștient, pentru că apare și cameleonul. Are tendința să se schimbe, probabil după cum bate vântul și după cum, după persoanele cu care reacționează sau interacționează. Așadar, dacă voi vă păstrați natura divină, posibil, nu obligatoriu, în timp să-i schimbați oarecum înspre o zonă mai
să zic, mai senină, mai solară, divină, e poate prea mult divină, dar măcar solară, măcar să fie în adevărul său. O să vreau, înainte să interpretez această carte, vreau să văd și celelalte cărți care vin. Posibil acest personaj visează la voi? Sau voi ați avut vise legate de acest... Da, nu, dar visele sunt frumoase, nu? Adică voi ați avut, ați avut vise, poate și voi ați avut vise. Dar vedeți că visele uneori pot fi total opuse. Știți cum e? Vă dau un exemplu. Atunci când cineva se visează căsătorit, căsătorită, e nasol. Adică sunt vești rele. Se întâmplă ceva nasol. De-aia zic că este o poziție între vis și realitate. Între două dimensiuni total diferite. Una mentală și alta emoțională. Cea emoțională este foarte frumoasă, cea mentală este foarte negativă. Și acum, ce ar fi aceste dimensiuni? Poate sunt și personalități, una emoțională, alta mentală. Probabil acest personaj este foarte pământean, foarte simplu, are o carcasă foarte, așa mi se pare mie cu chestia asta, o carcasă foarte puternică în jurul său. Hai, doamne, o carte, două despre acest personaj, hai să vedem. Trăsături. Interesant. Aici au venit mai puține cărți. Asul de... dar ce pasiune, da? Scorpionul aici. Se consumă, dar nu arată. Se consumă de pasiune. E foarte gelos acest personaj. Foarte gelos. Posibil să vină cu asul de... Nu e as, e prima carte din seria de aer. Să vină spre voi, tocmai pentru că radiați lumina. Am zis, energia feminină e foarte înaltă. O, și aici Marea Preoteasă. Marea Preoteasă. Orca. Și aveți capacitatea să-i schimbați pe cei care stau în preajma voastră. Dar interesant, noutăți, apare și asul, să zic, sau prima carte din seria de aer. Probabil că veți avea o comunicare, veți manifesta o comunicare, se va manifesta, spuneți cum vreți voi. Comunicare între voi. Acest personaj este atras de lumina voastră, dar nu vă cântați. Da, este atras de... Este nu doar atras, e atras și mental. Dar și sexual. Dar mare grijă, doamnelor, dacă sunteți unele dintre voi într-o vibrație înaltă, bănuiesc că știți că energia sexuală este foarte importantă și... Nu e bine să oferi cui nu o folosește cu respect și la aceeași vibrație. Interesant că la capătul setului de cărți apare regele de monede, patru de monede, împărăteasă. Împărăteasă sunteți voi, da? Am vorbit de Marea Preoteasă, de împărăteasă, femeia divină. Deci femeia divină care strălucește și acest bărbat, pământean, interesant, pământean, da? Nu zic că e semn de pământ, musai. Poate să fie și de aer. Poate să fie și de foc, poate să fie și de apă, nu mă interesează. Este pământean, așa a fost educat, patru de monede. Nu vede decât bani, mâncare, sex, chestii tradiționale. Voi sunteți în energia Gaia, vă extindeți, oferiți dragoste, lumină, aproape necondiționați. Pur și simplu, așa sunteți, oferiți, nu aveți ce să faceți. Șase de monede. Eu cred că acest personaj, afară de faptul că e foarte gelos și simtă, deocamdată în gelozia sa se riscă să-și facă rău. Cu alte cuvinte, să... Și nu chiar să-și facă rău. Da, își face rău, pentru că dacă e un trei, dacă comunică într-un mod guvernat de această energie, guvernat, în fine, influențat de această energie, își face rău și sie și vouă, mai ales dacă e gelos. Dar
Apare totuși molia. Asta îmi spune că și soarele aici. Faetonul merge către stea, către luminatorul său, da? În noapte. Aici în noapte, luminator. Am senzația că voi sunteți luminatorii lor și în această... Dacă voi vă simțiți pământeni, atunci e un personaj care vă ghidează, dar totuși, ce să zic, în general, cei care ascultă tarot nu sunt în energia aceasta pământeană atât de bine înfipți cum sunt acești oameni. Iar regina de spade, asul de spade, vrea să comunice cu voi, vrea să împrăștie niște nelămuriri, în primul rând să facă lumină într-un subiect. Tot aștept să spun, dar nu știu de ce, spun acum, cred că acest personaj se va transforma în relație cu voi. Cred. Dacă vine prea aproape, se va transforma. Își va arde aripile. Și dacă e fluturaș de fel, sau zburător de fel, lumina voastră îi va transforma. Cum? Ia uite, iar apare soarele, da? Probabil că v-a lăsat, v-a părăsit pentru o altă energie pământeană, regina de monede, da? Ca și ei, pământen ca și ei. Dar voi sunteți soarele pentru ei. De-aia apare și 6 de monede, interesant, da? Sunt două persoane, între voi și altă persoană. Și de ce este secret? Pentru că nu v-a mărturisit dragostea și atracția eventual. Nu știu dacă dragostea, dar nici atracția nu cred că v-a mărturisit-o. Nu sunt multe. Da, iar am văzut regele de monede. Dorească soția lor, dar iar din punctul meu de vedere, eu cu planetele mele în vărsător nu mă impresionează chestia asta atât timp cât ei rămân în această structură. Cum să facă un mariaj între soare sau un luminator, ce-o fi, soare, lună, stea, un personaj care strălucește și acest personaj cu capul doar în pământ, în lucrurile cotidiene, mundane. Da, este e o obsesie sexuală. Sunteți o tentație în afara căsătoriei, poate v-ați întâlnit la locul de muncă, da? O tentație în fața căreia încearcă să lupte și probabil că n-a reușit. Diavolul și astfel de monede. Pe de o parte că sunteți o tentație, pe de altă parte cu scorpionul posibil să fie și o obsesie sexuală. Spânzuratul. O să clarific. Încă o carte. Probabil că acest personaj are multe planete, zic planete, în semne de aer și de pământ. Nu soare, musai. Că nu e obligatoriu să fii semn de aer și să fie așa, dar poate să fie. Vedem o carte despre acest personaj. Asta. Da, după o perioadă de stagnare, vrea să vină val vârtej, iar comunicare news, da? Ca vulturul, ca, eu știu, hai să le pun și pe acestea. Da, interesant, da? V-a lăsat de izveliște. Ori pentru o soție, ori acum, dacă are parte de o trezire, posibil să aibă parte de o trezire, sau gelozia sa să-l facă să vă promite că o să se căsătorească cu voi. Pe mine nu mă încântă chestia asta, dar voi știți ce vă doriți de la viață și de la oameni. În fine. A fost o perioadă de stagnare. V-a sacrificat sau v-a ținut pe loc pentru că avea o altă relație. Nu neapărat căsătorie, avea o altă relație. Poate de lungă durată, în fine. Ia uite, dezamăgiri.
Luna. 3 de spade, luna. 9 de monede. Și 10 de monede. Unul e căsătorit, altul e necăsătorit. Clarificăm 6 de monede. Asul de spade, iar asul de spade și să zic prima carte de aer. Se confirmă dorința acestui personaj de a echilibra situația, de a oferi reciprocitate. Veți trăi și veți vedea, pentru că deocamdată până acum v-au ținut pe loc. Da? Și v-au și părăsit. Dar acum, dacă lucrurile, eu știu din ce motive, ceva s-a întâmplat. Acum se simte părăsiți, am senzația. Steaua. Am zis că voi sunteți ca steaua pentru ei. Oricum, vor să manifeste magicianul și valetul de cupe și steaua față de voi, cei care iluminați cele, da? Eventual speră că vor manifesta o împăcare cu valetul de cupe. Ia regele de monede și 7 de monede. Asul de spade. Asul de spade poate să fie și o trezire, că tot am zis, nu apare Uranus, dar apare asul de spade, o trezire la realitate, după o discuție. Ați avut o discuție cu ei. Nu cred că nu-i cunoașteți, chiar dacă este ascunsă. De ce e ascunsă? Pentru că, repet, nu v-au mărturisit. A, poate ceva foarte nesemnificativ, dar nu v-au mărturisit pasiunea pe care au față de voi și felul în care vă văd. Dar bănuiesc că o parte dintre voi, suficient de multe, mai ales dacă sunt de doamne, știți că aveți o lumină aparte. Bine, poate să fie și domn. Interesant ce apare ea. Regina de spade, judecata, soarele și 4 de spade. Judecata cu soarele, da, poate să fie și cu asul de spade. Și după o discuție în care regina, energia feminină, ce vă spune asta, voi știți, energia feminină, aș spune că femeia a discutat ceva. A încercat să aducă adevărul, să facă lumină în situația aceasta de 6 de monede, în care personajul probabil că trebuia să-și facă un timp special pentru voi și v-a părăsit pentru regina de monede, eventual. Dacă voi ați încercat să aduceți adevărul și n-ați reușit să faceți claritate și v-ați hotărât să vă concentrați pe vindecarea voastră, în acest timp, în timp ce voi vă vindecați, că tot văd aici un soi de somn, da? Somn. Reverie. Vindecătoare. După o discuție... A, interesant news acesta. Poate să fie o discuție negativă, un argument, ceva, niște nu neapărat conflicte. Ceva s-a spus. Lumina a fost prea dură pentru cineva care trăia în întuneric. Foarte mult, e discuție, vibrație foarte mare de aer. În ce sens? De discuții. De... Unul a discutat, a încercat, repet, să facă lumină și celălalt n-a primit-o la timpul respectiv. Și acum, cel care a adus lumina se vindecă de dezamăgire și între timp, celălalt se trezește, eventual. Da. Iar valetul de cupe și 6 de cupe. Dorința de a se... iaute, regele de cupe. De a vă îmbăca. Regele și regina de cupe. Da, moarte, transformare. Ce văd din aceasta? Că relația dintre voi s-a transformat. Este supusă transformării și schimbării, cum am spus chiar de la început. Poate că voi, mai ales cei care ascultați, ați simțit că acest personaj, regele și regina de cupe, sunt sufletele voastre pereche. Și ați încercat să-i treziți, să le oferiți emoții, eu știu ce, discuții, în fine. Ați încercat să refaceți, după aceasta a fost o separare, ați încercat să refaceți, să renașteți relația. Și totuși ceva n-a mers, pentru că ați ajuns la 4 de spade. 4 de spade vine după 3 de spade, pe care l-am văzut mai devreme, da? Dezamăgire. V-au dezamăgit-o acești oameni. Pentru că au această... nici n-au cum să...
Dacă personajul nu se transformă, nici n-are cum. Dar, repet, cu cât se apropie mai mult, cu atât riscă să iasă din această împământenire și să, sau atitudine pământeană și să se transforme. Rămâne de văzut. Clarificăm spânzuratul. 4 de putere. V-a sacrificat eventual, a stat pe loc din cauza unei alte relații pe care a avut-o. Interesant. Unul singur, altul 9 de monede, 10 de monede. Unul singur, altul căsătorit. Eventual, ce mai simt, nu pentru toată lumea, dacă a fost tăcere. Și cred că a fost tăcere. Ia uite, împărăteasa. Împărăteasa a fost făcută să aștepte. În acest pământean a înțeles niște lucruri, dacă le-o fi înțeles. E în plină călătorie. Acest personaj acum se luptă cu demonii, cu gândurile negative. În plină călătorie sau la început de călătorie spirituală, de transformare. Transformare. Eremitul caută lumina, nu neapărat că o caută acest personaj. Da? Molia zboară către lumină. Zboară pentru că e atrasă și când ajunge își arde aripile. Se transformă. Fără să vrea. Eremitul o caută, pentru că vrea. E o oarecare diferență, dar ideea este că acest personaj nu are cum să stea în preajma voastră decât transformat. Nu are cum. Pentru că voi reprezentați lumina. Acest personaj, dacă vine mai aproape, orice umbră, orice defect de caracter, va fi obligat să fie vindecat și va fi forțat, în fine, să fie vindecat și transformat și înțelegeți voi despre ce e vorba. Ce mai simt cu spânzuratul și celelalte cărți? Posibil, pentru că spânzuratul înseamnă și vise, să viseze să aibă o relație faină cu voi, să viseze să nu mai fiți voi singuri și să fiți căsătoriți cu ei, să viseze. Da? Vorba aceea, vrabia mălai visează. Clarificăm cavalerul de spade. Dar clar, acest personaj își dorește să comunice. Ia uite, 3 de spade. Acesta deja a produs dezamăgire. V-a făcut să stați, să așteptați după ei, da? Să vă blocați gândurile. Cine ăsta? A, faeton. Interesant că am vorbit de faeton. 2 de cupe. 2 de cupe. Da, sunteți suflete perechi. Într-adevăr. Poate că de-abia acum o să înțeleagă. Rămâne de văzut. Regina de cupe. Iar moartă, da? Și renașterea. Relația dintre voi s-a terminat. Voi probabil ați rămas în dragoste necondiționată. Știți că e un suflet pereche. Rămâne de văzut dacă ei vor afla, dacă ei, când se vor trezi ei. Și când se vor trezi, că într-adevăr sunteți suflete perechi și le-ați oferit o dragoste și ceva, o șansă deosebită, vor încerca să vină spre voi, dar deocamdată în această perioadă sunt și ei dezamăgiți dacă v-ați părăsit, dacă v-au ținut în stand-by, cât să mai sta și voi. Știu că v-au dezamăgit, că nu sunt proști, da? Văd multe spade, e o persoană inteligentă. Mai dăm o carte pentru acest cavaler de spade și acum, după această dezamăgire, ce face? Produsă, pe care o simte și el, că dacă sunteți suflete perechi, o să simtă că suferința voastră le aduce și lor suferință și se întreabă, da, de ce sufer eu pentru cu tare persoană? Uite, sufer pentru că e sufletul tău pereche. Că dacă era persoană karmică, poate nu ți-ar fi păsat așa de mult. Interesant, 7 de spade și faeton, asta e. V-au mințit. Dar trebuie să lasem în spate această atitudine mincinoasă, prefăcută, în momentul în care vin. Pentru că altfel, a fost o separare, turnul. Marea preoteasă și puterea. A fost o separare. Cred că vă dați seama despre cine e vorba. Cine? Uite acest personaj. Și faeton unde merge? Hai, mă, dăm o carte. Ok, că am tot vorbit de faeton chiar de la început. În ce direcție? În momentul în care își dă seama.
în ce direcție merge. Foaia doamnă. Aș fi putut să zic cu faetonul că încearcă să se detașeze, dar ia uite, marea preoteasă. Luna. Dacă voi sunteți... Probabil să vină în secret. Dacă voi sunteți mari preotese sau femei divine sau femei cu o anumită educație și înțelepciune, probabil să vină în secret. Ne-am mai clarificat marea preoteasă. Te-o frumos, luna, să stai cu... Mura! Stai cu minte până nu termin un zău de mâncare. Ok. Marea preoteasă. Iar turnul și puterea. V-ați separat. Șase de cupe. În momentul în care înțeleg exact ce au făcut, vor veni să vă ofere asul de bâte și asul de monede. Dar cred că voi meritați totul cu împărăteasa. Și dacă vă oferă doar o parte din ceea ce meritați, aveți dreptul să refuzați. Sau să așteptați să ofere întreaga, eu știu, gamă, întreaga ofertă, da? Toți cei patru ași, eventual. Astfel de bute înseamnă exprimarea sexualității, astfel de monede, iar această atitudine pământeană, cadouri, chestii. Mai, dacă sunteți acolo la categoria luminoși, ființe de lumină, vă dați seama că acestea sunt copilării, da? Un cadou nu face nimic. Atât timp când nu vine cu adevărul, când nu vine transformat. Asta am simțit să vă povestesc în această... Stați un pic, nu plecați. Am zis că și un mic sfat sau ce-o fie o altă carte, mai stați un pic, nu plecați încă. Da. Interesant. Poate că și voi ați plecat din viața lor și eu undeva își spun să mai stați, nu pleca, mai stai un pic. N-ai cum, trebuie să-ți vezi de cursul tău. O carte pentru numărul 2. Am zis, acești oameni n-au cum să vină decât transformați. Cu cât se apropie de voi, vedeți și voi cartea, cu cât se apropie de voi, cu atât își ardă aripile, în sensul bun al cuvântului, pentru că e vorba de transformare de adevăr. Ori recunosc ca o dragoste foarte puternic, ori nu o recunosc și stau în umbra lor. Concentrați-vă pe ce este pozitiv. Luna nouă în săgetător. Ce mai văd? Iară văd scorpionul, da? Primul pătrar în scorpion. Renunțați la blocaje. Și ce mai spune? Conectați-vă la divinitate. Luna nouă în pești. Acestea să vă spună ceva, ca și sfaturi sau eu știu ce avertismente legate de acest personaj. Deocamdată cam atât. Sper că v-a plăcut, sper că v-a fost de ajutor. Vă pup pe curând. Am spus acum numărul 3, da? Cei care ați ales numărul 3, nu am nicio carte în plus. O să încep acum să amestec cărțile. Este o etalare mai scurt, o să facem altă dată și mai lungă. Mai refacem. Cred că am mai făcut ceva de genul acesta. Următorul partener sau... Bine, poate aceștia nu ar să fie partenerii voștri, o să fie... Sunt doar oameni care vă plac. Interesant, apare intuiția. Conectați-vă la intuiția voastră. Și tigru. Ce-mi place. Voința voastră este puternică. Dar totuși.
Conectați-vă la intuiție. Încercați să vedeți dincolo de mască, da? Este o pisică în spatele măștii sau este altceva? Cineva încearcă să pară ca voi sau chiar este ca voi? Ceva legat despre personajul... Ok, merca... Oh, ce multe sunt, links-ul. Apropo de, de secrete, da? Vedeți dincolo de mască, acesta poate are legătură, a apărut și la numărul anterior sau poate n-are. Secrete, împământenire să zic, groundness, pământean, da? Și responsabilități. Un personaj foarte pământean, cu multe responsabilități, dar și multe secrete. Și ce simt eu aici? Secrete. Da, apare, a apărut pisica. Conectați-vă la intuiția voastră. Ritual, interesant, loialitate. O să văd ce mai apare înainte să încep să povestesc. Este Marea Preoteasă, să zicem. Dar și doi de spade, și doi de bâte, și doi de monede. Interesant. Oul cosmic. Cineva trebuie să-și găsească spiritualitatea. Să crească spiritual. Ce ai, mă? Acest personaj face parte din călătoria voastră spirituală. Ia, hai să vedem. Câteva date despre personajul, da? Fluturaj, dragonfly, da, adică libelule. Fluturaj cu tendințe... A, playboy. Un playboy, doamnelor, aveți grijă, un playboy. Dar care acum își descoperă, interesant, își descoperă latura masculină? E un, da. Sau feminină divină. Acest personaj are tendința să fie ironic. Interesant. Încă vreau să văd ce cărți apar. 16. Ține de turn, da? De răsturnări de situație. De schimbări bruște, de evenimente sau întâlniri neașteptate. Oriceva s-a produs între voi, o separare, ori întâlnirea va fi bruscă. Valetul de monede. Ori întâlnirea va fi bruscă. Și... această întâlnire neprevăzută vă va distrage de la responsabilitățile voastre și pe ei de la responsabilitățile lor și ale voastre. Asta variază în funcție, da? Cavalerul de spade. Cu faetonul. Posibil acest personaj să fie de la distanță. Asta e aminte, totuși. Nu, spre.
să trebuiască să ia o decizie în legătură cu o călătorie care probabil că îi va aduce în zona voastră, mai aproape de voi. Sau călătorie care ține de misiunea lor, 3 de cupe. Și multe. Dați-mă un pic timp, nu mă forțați să vorbesc repede. Ce simt? Deci, în mod special, această imagine mi-atrage atenția. Pentru unii dintre voi, unul dintre voi are ochii albaștri. Unul dintre voi ține la celălalt ca fiind un personaj, chiar dacă e misterios, plin de mistere și de secrete, care are cunoștință despre secrete profunde, ritualul și secretele, da? Și loialitate care este reprezentată de cocor. Am spus, cocorul înseamnă și Phoenix Learning, Ibisul Sacru. Ce vreau să spun? Pentru unele doamne care știu că fac parte din această energie, energie feminină divină, care explorează lumea necunoscutului, care explorează spiritualitatea, da? Și care totuși reușește să se camufleze destul de bine în această lume. Adică nu să epateze prin cunoștințele sale și prin căutările sale spirituale, ci în viața de zi cu zi să pară o persoană pământeană. Da? Acest personaj intuiește, că tot am văzut intuiția, intuiește că este ceva special cu voi și ține foarte mult, vedeți cum ține linksul la acest glob, ține foarte mult la aura voastră, interesant, la voi, dacă voi vă simțiți aici. Și ar vrea să vadă dincolo, nu neapărat că e o mască a minciunii, știți că nu puteți să ieșiți în lume cu această, să vorbiți în stânga și dreapta despre toate lucrurile pe care le cunoașteți, da? Despre ritualuri, despre lumină divină, despre chestiuni de genul ăsta. Și atunci sunteți oameni de bun simț, da? Și vă camuflați, sau mai bine nu e vorba de camuflat, vă adaptați personalitatea în funcție de oamenii cu care stați. Posibil să ce simt? Da. Un alb, una neagră, un alb, una neagră. Vedeți unde sunteți. Ori voi sunteți aici, ori ei sunt acolo. Deci, unul este jucăuș, playboy și așa mai departe. Puteți să fiți și voi dacă e cazul, dar doar așa, cât să nu se simtă nimeni jenat de energia voastră prea puternică. Dar eu așa simt că unul este, are o teamă de adevărata sa, adevăratul său potențial, celălalt și l-a descoperit. Celălalt și l-a descoperit. Celălalt are o personalitate foarte puternică. Ursul foarte protectoare, de care și vulturi, de care lumea ar trebui să
să țină cont lumea pământeană. Pentru că sunteți ființe foarte puternice și fizic și mental și nu zic musai că sunteți, dacă sunteți femeie, vai ce mari sunteți, aveți 1,80 m și cine știe câte kilograme, nu la asta mă refer, aveți o energie foarte puternică. Din acest motiv și voi puteți să aveți multe responsabilități. Chiar dacă sunteți în căutarea spiritualității. Dar am zis, unul dintre voi se camuflează, se adaptează. Ce mai simt interesant? Aici este. Acest personaj este atras. Este atras și ține foarte mult la acest mister pe care voi îl transmiteți. Chiar dacă ei până acum au fost playboy, au fost, da, zburători din floare în floare, ironici, da, văd și hiena, văd și pisica de mare, într-o energie emoțională negativă, într-o energie mentală destul de, da, ușoară, să zicem. Și într-o energie fizică pământeană foarte pragmatică. Acest personaj este chemat într-o nouă călătorie. Trebuie să aleagă între aceste, de-aia apare și Uranul, să se separe de aceste responsabilități și să meargă înspre, dacă voi, să repet, dacă voi sunteți aici, să meargă înspre voi. Și probabil că va veni. Pentru că este foarte atras de misterul vostru. Doamnelor. Sau domnilor, dacă știți că voi căutați, da? Încercați să explorați lumea, energiile. Efectiv e fascinat. Aveți o aură de... și foarte puternică, pe care nu o pătrund încă. Și n-au cum să o pătrundă, pentru că nu sunt transformați. Ia uitați aici. Și-ar dori să vă țină doar pentru ei. Așa simt. Și-ar dori să vă țină doar pentru ei. Probabil că acest personaj cu valetul de pământ, cavalerul de spade și trei de cupe, are o viziune despre felul în care ar trebui să fiți. Dar e o viziune destul de imatură și ar dori să vină înspre voi și să vă întâlniți, eventual să vă cunoașteți. Dar situații dintre voi îi provoacă la schimbare, moarte și renaștere. Dacă v-ați întâlnit, dacă ați comunicat, ați făcut parte din cercul lor, nici măcar poate de prieteni, de cunoștințe, de responsabilități, v-au pus la grămadă. Ori mai aveau alte, fiind playboy și fluturaș sau ce libelulă, mai aveau alte opțiuni pe aici pe acolo, da? O atitudine destul de acrobat, un acrobat. Da, și dacă v-au pus și n-au avut o viziune suficient de clară despre voi, pentru că voi ați purta mască și normal să porți mască să te protejezi, să-ți protejezi aura când ai de-a face cu asemenea oameni, dacă ați reușit să faceți foarte bine, dacă nu, am senzația că v-au pus într-un trio, voi ați intuit chestia asta într-un trio sau ați fost printre prieteni, responsabilități, băuturică, distracții, ați fost și voi pe acolo. Și ceva s-a transformat. Poate chiar comunicarea, dacă, cam așa cred că a fost, da? Hai să ne întâlnim, să ne distrăm acrobatul, să stăm și cu lei, și cu miei, și cu toată lumea la un loc, că suntem toți un singur spirit, da,
că suntem egali, nu suntem egali, dragii mei, nu, nu suntem egali. Și în cerul nu există ierarhie, nici în cerul nu există egalitate. Deci principiul ăsta este alunecător și este riscant. Dar probabil că să fim prieteni cu toată lumea sau friends with benefits, ceva, o atitudine prietenească. Dar comunicarea dintre voi, într-un fel sau altul, ori voi ați avut o viziune despre chestia asta și v-ați dat seama că nu v-au pus sau nu v-au înțeles, mai bine zis. Nu v-am înțeles și ceva s-a întâmplat, este moartea. Că de aia este, apare în talarea cine vă place, vă iubește în secret. V-au tratat prietenos într-un mod banal și totuși intuiția lor le-a spus că este ceva special între voi doi, că voi aveți ceva, o aură, altfel de aură și țin foarte mult la această aură. Acum, din ce motive, rămâne de văzut. Hai să mai vedem ce alte cărți. Nici informațiile în această etalare, bine, în general, la numărul 3, fiecare, cred că fiecare tarolog are un număr când face etalare la... Ia uite, se transformă. Da, moartea și... Interesant. Moartea și renașterea. Nu, sau lumea. Fiecare tarolog că face talare la alegere are un număr mai, un număr care de fiecare dată e mai ciudat, mai dificil, mai greoi. Așa simt eu pentru numărul 3. Tot timpul e ceva acolo care nu vrea să se arate. Așa simt și acum. Că unul dintre voi visează, transmite energie, poate că și voi le-ați transmis într-un fel energie și ei n-au vrut să arate, au primit-o, au ținut-o doar pentru ei, dar nu v-au arătat energia aceasta. Am senzația că și unul și altul vă păcăliți, niciunul nu arătați că vă placeți. Niciunul nu arătați, vă tratați, cred că și unul și celălalt vă tratați ca pe niște prieteni, cunoștințe, colegi de muncă, dar probabil a fost o discuție, cavalerul de spade, unul și-a expus viziunea cât de cât mai clar și după asta s-a încheiat situația dintre voi, prietenia, ce-o fi fost, da? Pentru că de fapt nu era prietenie, mai mult decât prietenie, da? De-aia s-a și încheiat moartea. S-a încheiat ca să se transforme. Valetul de monede a fost clarificat de lună și de regele de foc. Companion, să zicem. Acest personaj este provocat să-și transforme felul în care gândește. Interesant că aici apare un fluture. Fluturele reprezintă psihicul, da? Trebuie să-și transforme sufletul în relație cu voi. Aici, clar, personajul de aici, femeia de aici, își cunoaște sufletul, își cunoaște misiunea. Când vorbim aici de loialitate față de energia feminină, da? Deschidere către cunoaștere. Celălalt se gândește doar la muncă și la conexiuni, care unele conexiuni nu sunt benefice deloc. Faptul că ai mulți prieteni în Facebook nu înseamnă că te ajută cu nimic, da? Sau că ai, eu știu, da? Conexiunea nu înseamnă nimic dacă nu sunt cele de care ai nevoie. Deci, oricum, cu această lume, probabil că a fost și la distanță. Pentru unii posibil să fi fost cu lumea și o relație la distanță. De prietenie, cunoștință, responsabilități. Prin toată această mulțime să vă cunoaște, să stați de vorbă și cam atât. Dar, repet, energia feminină pare că are habar de mai multe. Posibil că a apărut și dragostea, îndrăgostiții. Că vorbim totuși de un personaj care vă place, e îndrăgostit, dar nu spune, e ascunsă această energie, este ascunsă. Repet, din cauza distanței, dar nu doar. Din cauza că trebuie să se transforme, trebuie să exprime ce simte în primul rând. Mai dăm o
carte. Sper să fie suficient de clară. Nu e ca celelalte două. Clarificăm. Hai să las așa cum au venit, deși eu l-am simțit altfel. Cavalerul de spade. Clarificăm cavalerul de spade. Între iluzie și minciună, interesant. Am simțit nevoia să le... Interesant cum vedeți, între iluzie, șapte de cupe și opțiuni, da? Printre cunoștințe, opțiuni, prieteni și alte chestii, și minciunele, și secrete, și minciuni. Interesant că și aici apare o vulpiță, un lynx, da? Personajul acesta nu vrea să vă arate că visează la voi, că da, sunteți parte din opțiunile lor, dar și ei și visează pentru că îi atrageți. Și ce iar se minte? Despre ce e vorba în această minciună? Vă servesc proiecții, exprimă proiecții, chestii fanteziste sau prietenești sau pământene, să zic, despre responsabilități, despre familie, despre job și nu exprimă aici. Care e minciuna? Că nu exprimă asul de cupe și asul de spade. Nu exprimă adevărul, adevărul fiind că și-ar dori o nouă relație, că încep să simtă că s-au îndrăgostit. Poate că mai au alte opțiuni, într-adevăr. Da? Că a fost o întâlnire, roata norocului, de destin între voi, de o întâlnire de destin. Trei de cupe. Ah, trei de cupe, așa a fost să fie, așa a fost să fie. Trei de cupe, 8 de spirale, 8 de bote. Da, probabil că s-a comunicat, comunicați cu ei, fac parte din prietenii voștri, dar nu exprimă, că da, este în secret, nu exprimă. Posibil iar cu lumea și cu 8 de foc să fie o distanță între voi, să trebuiască să facă, iar cu șofaietonul, să facă drumuri, că tot am zis că ar vrea să vină, să lase eventuale responsabilitățile și să vină spre voi să vă descopere într-un fel sau altul. Da? Cu alte cuvinte, să transforme această atmosferă. Trebuie să-și facă putere. Ca să manifeste asul de monede, al treilea as. Dar deocamdată sunt defensivi. În fine. Clarificăm moartea. Clarificăm moartea. Că până la urmă prea multe informații fiind persoane care stau în umbră. Moartea. Clarificăm moartea. Te rog frumos. Foarte multe semne de aer, de pământ și de apă. Un pic foc, dar aer, pământ, apă. Șase de spirale. Dacă ei sunt, cum am zis mai devreme, le place să atragă atenția. Au multe cuceriri. Au multe cuceriri la, da, la CV. Și dacă voi, repet, unul dintre voi, cred că sunteți voi, sunteți conectați la alte energii, la alte vibrații și vă educați în această direcție, că totuși e cunoaștere, da, este educație, learning, da? Ați intuit și ori ați expus adevărul, că vă minci că nu exprimă ce trebuie, voi știți ce ați exprimat. Ori ați exprimat adevărul că vă, nu știu ce, că eu știu ce, că sunt egoiști și caut atenție. Eu știu, voi știți. Cred că ceva între voi s-a exprimat într-un fel sau altul. Dar nici voi nu ați arătat că țineți la ei. Ideea este că datorită acestei atitudini, să zic cuceritoare, situația dintre voi a luat sfârșit. Dar sfârșitul ăsta poate să aducă o victorie. Hai să mai dăm o carte. Ce înseamnă? Ce e după? Interesant. Da, a adus sfârșit. Sunt lacrimi, dar se speră că va fi mai bine. Unul speră, altul se vindecă. Interesant. Regina de cupe.
Dragoste este, regina de cupe, este dragoste. Multă sensibilitate. Și soarele. E o perioadă în care probabil că n-ați vorbit, sau i-ați lăsat pe ei să se decidă. Am senzația că îi cunoașteți totuși. Chiar dacă sunt în secret. Sau ar trebui să recunoașteți povestea, cât de cât. Ce ar mai putea să fie cu acești șase de spirale? Acest personaj să se ducă să cucerească alte, eu știu, steaguri, alte opțiuni pe care le au. Și plecarea lor într-o altă direcție să ducă această prietenie la sfârșit și să rămână totuși dragostea acolo undeva, chiar dacă legătura a fost încheiată. Să plece în lume, unul dintre voi a plecat în lume, ori voi, ori ei, pentru unii, nu pentru toată lumea. Mai dăm o carte. Ce-ar urma după această moarte? Ce-ar urma după această moarte? 10 de spirale. Și turnul, interesant. Și Phoenix. Da, unul dintre voi trebuie să se transforme, în mod special cel care are aceste multe responsabilități, 10 de spirale, responsabilități. Și am vorbit de turn, da? E 16. Ia uitați-le aici, turnul Calii. Da? Între timp, în această transformare și separare, voi creșteți spiritual. Da. Apă, aer, pământ și un pic de foc. Un pic mai mult. Cred că încheierea aceasta va trezi pasiunea și mai mult. Pentru ei, pentru voi, vedeți. Am zis, numărul 3 întotdeauna e mai ciudat. Mai dificil, mai greu. Am o carte pentru numărul 3. Hai, Murița, că acum mâncăm. Adică tu mănânci. Cu o carte pentru numărul 3. Ce-o fi sfat? Care legătură cu voi, cu ei? Interpretați-o cum vreți. Folosiți-vă intuiția. Da, a apărut și intuiția. Parcă la voi a apărut, nu? La pisicuțele alea. Asta simți, băi, interesant. Da, luați o gură de aer, take a breather. Energizați-vă sau curățați-vă energetic. Da, apropo, da, curățați-vă. Scuzați-mă. Eliberați-vă de blocaje. Probabil că ei trebuie să... Depinde unde sunteți, nu vreau să zic musai ei, unul dintre voi trebuie să preia conducerea. În sensul că trebuie să manifeste victorie, să renunțe la aceste responsabilități, să renunțe la acest consum, că e un consum, să totuși e o energie care e reținută, dar e un foc reținut. Să simți pasiune, atracție pentru cineva și chiar dragoste și să nu exprim. Nu e plăcut, da? Apasă din ce în ce mai mult. Pe lângă lucrurile pe care le avem de făcut, mai apasă și chestia asta, da? Și atunci, cine nu mai suportă, va trebui să prea puterea și să exprime cu alte cuvinte. Că vă totuși un as de spade. Nevoia de comunicare. Cine știe când se va manifesta? Deocamdată, dragile mele, mă special, și dragii mei, că poate sunteți și bărbați care ați rezonat cu această etalare, într-un fel sau altul, intrați în puterea voastră. Iar breathe. Ia uite, apropo de tensiune, dar respirați adânc. Scorpionul. Respirați adânc când simțiți că e tensiune prea mare, când vă apasă. Când vă apasă această energie. Cam atât. Sper să vă fie de ajutor. O să mai fac etalări ca să completați informațiile. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ciao.